Sediul Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu a găzduit astăzi conferința de lansare a celei de-a 10-a ediție a Săptămânii Prevenirii Criminalității. Evenimentul se desfășoară în perioada 28 septembrie-2 octombrie și vizează scăderea numărului infracțiunilor, prevenirea criminalității și determinarea populației de a-și lua măsuri de protecție și de asigurare a bunurilor. Începe cea de-a 10-a ediție a Săptămânii Prevenirii Criminalității, o campanie derulată la nivel național de Poliția Română prin Institutul de Cercetare și Prevenire a Criminalității din cadrul Poliției Române. Principalul obiectiv al Poliției Române este și va fi siguranța cetățenilor în slujba cărora ne aflăm. Pentru întărirea gradului de siguranță în cadrul comunității trebuie în primul rând să prevenim infracționalitatea, iar acest lucru poate fi înfăptuit doar cu sprijinul cetățenilor. La nivelul județului Giurgiu, principalii parteneri în organizarea manifestărilor din acest an sunt Inspectoratul Școlar, Inspectoratul de Jandarmi, Poliția Municipiului Giurgiu și Autoritatea Teritorială de Ordine Publică. Noi luptăm pentru un oraș mai sigur, pentru cetățeni și pe mine mă cam ne mulțumește cuvântul cetățeni. Mi se pare prea general. Trebuie să ne gândim că zice cetățeni, copiii noștri, părinții noștri, soțiile noastre și toți trebuie să facem ceva ca să fie un climat mai bun în stradă, în piață și așa mai departe. Polițiștii vor desfășura o serie de activități structurate pe diverse domenii de prevenire. Prevenirea delicvenței juvenile și a victimizării minorilor, prevenirea infracțiunilor contra patrimoniului și prevenirea criminalității organizate. Lucrăm împreună pentru a educa copiii să fie cetățeni buni ai orașului și ai județului nostru, să nu cadă în plasa infractorilor și să respecte regulile de circulație. Să nu consume droguri și, eu știu, etnobotanice și astfel să aibă un comportament civilizat și să poată să se integreze fără nicio problemă în societatea noastră. Potrivit conducerii Inspectoratului Județean de Poliție Giurgiu, activitățile organizate în săptămâna dedicată prevenirii criminalității au avut rezultate în fiecare an, iar rata infracționalității în județul Giurgiu este sub media națională. An de an, urmarea activităților desfășurate, așa cum a subliniat și domnul inspector general, zilnice, deci activități zilnice susținute, a condus la scăderea, tot la fel an de an, a infracționalității, în așa fel încât, la ora actuală, putem discuta de o scădere chiar semnificativă, dacă mă pot exprima așa, legată de infracționalitate. Pe lângă dezbaterile cu elevii și liceenii din municipiu și județ, polițiștii giurgiuveni vor mai desfășura campanii stradale de informare și întâlniri cu cetățenii.